lucruri despre zodii. Începem o săptămână. Eu arăt acum, dacă tot am venit pregătit. Bă, eu n-am știut exact de vineri încoace ce anul timp. Doamne! Eu am tot ieșit afară. Bă, de când ai rămas așa? Ce? De când ai rămas cu ăștia? Am rămas din noiembrie. Auzi, dar și celălalt picior e la fel? Că... Da, e, sunt la fel ăștia. Doar acolo are pe primăvară, are cu ghiocea. Nu, dar nu, n-am știut exact ce. Erau 4 grade. Și că mi-i fac așa, că Flavia, am văzut că se poate. Flavia, ce-ai spus vineri? De n-a fost omul atent. Stai așa. Deci, da. Chemați-mi și pe Fuego să-mi podobim bradul. Da. Pe bune, deci n-am... Ce vrei să... Ce e asta, Michi? Aia e de Crăciun, da? Să vin să pun steaua. Și puberul a fost să pună steaua în vârf și au pus viitorul. Deschideți ușa, că vin colindătorii. Da, e forma mea de protest față de rubrica Flaviei. Care a zis, bă băiatule, stai liniștit că în weekend, soare, primăvară, ce o să fie, o frumusețe. Iar am deschis Michi geamul de la mașină, iar m-a plouat înăuntru. Da, bine că n-a plouat sâmbătă la concert. Pare rău, dar o să fie cică din ce în ce mai bine. Nici norișorii ăștia nu mai sunt ce erau. Păi mâine e 1 iunie, mă, și eu n-am... Adică m-am bucurat că am văzut salcâmul, am început să mănânc, zicei că-s caprele irii, nu că eu cu, tot dor cu caloriferul în brațe. Da? Da. A, păi și asta până la urmă e chiar primăvară, adică e chiar primăvară, în sfârșit avem 4 anotimpuri, nu? Da, azi până la 8 e prima, până la 9. Amalia, hai măcar tu, că tu ai rămas cu rubrica întreagă, da. Te rog, spune-ne cum stăm cu zodiile. Nimerești-o tu, potrivești-o. Bună dimineața!